mult. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Domnule Spânu, explicați-ne care este situația în acest moment și ce date noi avem despre această dronă. Așa cum am informat încă de dimineață, din păcate, forțele ruse au continuat atacurile asupra infrastructurii portoare ucrainiene în cursul nopții trecute, în proximitatea graniței, la distanță foarte mică de granița dintre Ucraina și România. Noi am monitorizat în timp real situația încă de la detecția grupurilor de drone care se îndreptau către obiectivele ucrainiene. Am activat procedurile de poliție aeriană, adică am ridicat și aeronavele aflate în serviciu poliție aeriană și evident că atunci când a fost nevoie am notificat Inspectoratul General pentru situații de urgență. Lucrul acesta s-a întâmplat azi noapte la 23:20 pentru transmiterea prealertei aeriene în zonele care erau posibil să fie afectate de aceste riscuri. Prealerta aeriană a durat până la 1:40 în cursul acestei dimineți. În baza informațiilor primite în cursul nopții de la Poliția de Frontieră privind un posibil impact pe teritoriul României în proximitatea localității Plauru din județul Turcia, echipe ale Ministerului Apărării Naționale, în cooperare cu forțe și mijloace și din alte instituții ale Sistemului Național de Apărare, s-au deplasat de urgență în zonă, unde în jurul orei 5 în această dimineață au raportat descoperirea unui crater de dronă cu posibilă explozie la impact într-o zonă pe malul drept al brațului Chilia, o zonă cu vegetație, aflată la aproximativ 3 km vest de localitatea Plauru. Evident că au fost luate măsuri de securizare imediată a zonei, au fost notificate structurile competente pentru ridicarea probelor și desfășurarea investigațiilor conform procedurilor, iar noi vom continua să monitorizăm situația în spațiul aerian și să cercetăm în zonele în care ar mai putea să apară riscuri ca urmare a acestor situații. Da, și mă gândesc că zona este securizată astfel încât oamenii care locuiesc, trăiesc în acea zonă să nu aibă de suferit în urma acestei ploi de drone care se întâmplă de multă vreme la granița României. Mulțumesc, Constantin Spânu, purtător de cuvânt al Ministerului Apărării Naționale, a fost alături de noi. Ne uităm acum însă la ce se întâmplă în Israel, acolo unde vă spuneam că sunt în continuare foarte mulți români blocați, doar 2000 au fost aduși acasă, mai sunt câteva sute.